Doamne ajută, prieteni! Astăzi, 15 august, în Biserica Ortodoxă se sărbătorește adormirea Maicii Domnului. Noi știm că la foarte multe mănăstiri și la foarte multe biserici din România se păstrează încă obiceiul de a se cânta niște cântări speciale închinate Maicii Domnului, numite pricesne. Și noi, aici în diasporă, am încercat să învățăm pricesne, iar una din priceazna care nouă ne-a plăcut foarte mult anul acesta a fost Maică Pururea Fecioară. Ca să pot să-i ajut pe copilașii mei să învețe mai ușor priceazna, am reușit să scoatem la imprimantă niște icoane și niște imagini pe care le-am lipit pe farfurii, iar aceste farfurii se vor transforma în niște flori, de fapt. Și de aceea, noi am învățat cântecul sub formă de joacă, spunând că vom merge la plimbare prin grădina Maicii Domnului. Priceazna începe așa. Maică Pururea Fecioară, gândul meu la tine zboară, Maica mea, o Maica mea. Deci pentru prima strofă am pregătit prima farfurie cu icoana Maicii Domnului cu pruncul Iisus în brațe. Și vom cânta. Așezăm prima floricică și vom cânta. Maică Pururea Fecioară, Maică Pururea Fecioară, gândul meu la tine zboară, Maica mea, o Maica mea. Următoarea strofă este așa, ruga mea la tine pleacă, îndurătoare fi maică. Și vedem o fetiță și un băiat care se roagă Maicii Domnului. Așezăm deci a doua floricică pentru a doua strofă. Ruga mea la tine pleacă, ruga mea la tine pleacă, îndurătoare fi maică, Maica mea, o Maica mea. În a treia strofă, noi o rugăm pe Maica Domnului să ne primească sub sfântul său acoperământ, acolo în ceruri. Așezăm și a treia farfurioară, care va fi a treia floare din grădina Maicii Domnului. Tu încerci să mă primești, tu încerci să mă primești și dulce să mă îngrijești, Maica mea, o Maica mea. Câte floricele am reușit să lipim? O floricică, două floricele, trei floricele. Și ne-au mai rămas una, două, trei, patru tulpinițe fără flori. Deci vom continua să cântăm. A patra strofă spune așa. Și în toată clipa cea grea, tu să-mi fii lumina mea. Și în toată clipa cea grea, și în toată clipa cea grea, tu să-mi fii lumina mea, Maica mea, o Maica mea. Pentru următoarea floare am ales să așezăm sau să lipim un desen făcut de un copilaș cu icoana Maicii Domnului. Ascultă a mea rugare, cere pentru toți iertare. Lipim și următoarea farfurie. Ascultă a mea rugare, ascultă a mea rugare, cere pentru toți iertare, Maica mea, o Maica mea. De la cine va trebui Maica Domnului să ceară iertare pentru noi?
chiar de la Dumnezeu Fiul, de la Fiul ei, Domnul Iisus Hristos. Poate ar trebui să așezăm puțin mai jos. Să așezăm floricica puțin mai jos. Așa. De la Hristos, Fiul tău, de la Hristos, Fiul tău, și veșnicul Dumnezeu, Maica mea, o Maica mea. Iar pentru ultima strofă am ales din nou icoana cu Maica Domnului, care îl ține pe pruncul Iisus în brațe, dar de data aceasta ea este așezată pe tronul împărătesc, înconjurată de îngeri. Noi pe tine te rugăm, noi pe tine te rugăm, și-n ajutor te chemăm, Maica mea, o Maica mea. Acestea sunt cele 7 strofe pe care noi le-am ales din priceasna Maică Pururea Fecioară, care cu siguranță că este mult mai lungă și dacă voi doriți, puteți să o învățați pe toată. Dar, înainte să întiem, haideți să recapitulăm. Maică Pururea Fecioară, gândul meu la tine zboară, ruga mea la tine pleacă, îndurătoare, fi maică. Tu încerci să mă primești și dulce să mă îngrijești și în toată clipa cea grea tu să fii lumina mea. Ascultă a mea rugare, cere pentru toți iertare, de la Hristos, Fiul tău, și veșnicul Dumnezeu. Noi pe tine te rugăm și în ajutor te chemăm. Maica mea,